Tratamentul laser pentru cicatricile post-acne. Un vis devenit realitate. Dacă acum 20-30 de ani doar puteam să visăm că vom putea ajuta pacienții noștri cu acne să-și șteargă urmele lăsate de acne, astăzi putem face acest lucru. Există tehnologii laser, respectiv tehnologii laser non-invazive, care ne permit ca pacientul să vină să-și facă intervenția fără anestezie, fără durere, fără pansamente, fără sângerare și ulterior să-și reia activitatea fără absolut niciun fel de problem. Aceste intervenții pentru sechelele post-acne au rolul de a corecta și de a ameliora cicatricile post-acne, în special așa numitele găurele care apar. De asemenea, acnea se poate vindeca cu pete roșii sau cu pete maro. Aceste intervenții laser non-invazive au rolul de a diminua aspectul acestor pete, iar pe de altă parte, aceste intervenții laser contribuie în mod direct la reducerea dimensiunii porilor. În general, se fac câteva intervenții la un interval de 2-4 săptămâni și un aspect foarte important. Pacientul își poate relua activitatea imediat după intervenție. Nu necesită perioadă de recuperare și nu există durere. Există o serie de contraindicații pentru aceste intervenții laser. În primul rând, sarcina și alăptarea, precum și existența unui cancer de piele. De asemenea, pentru a beneficia de o intervenție laser pentru cicatricile post-acne, trebuie un consult inițial, care are rolul de a stabili oportunitatea acestor intervenții, precum și calendarul specific al acestor intervenții laser pentru cicatricile post-acne.